Bun, și acum să vă arăt cum puteți să share-uiți, pur și simplu o cameră din telefonul dumneavoastră către telefonul unui prieten al dumneavoastră. După ce instalați aplicația pe telefonul prietenului dumneavoastră, automat trebuie să instalați aplicația și să aveți, când intrați aici în Mi, trebuie să aveți o adresă, adresa prietenului, trecut aici, pe care ați văzut în tutorialul celălalt cum se instalează aplicația. Această adresă, pur și simplu, mergeți la telefonul dumneavoastră, alegeți camera pe care vreți să-i o share-uiți, da? Intrați aici pe rotiță, vă întreabă dacă share permission, adică împărtășiți permisiune, da? Alegeți share. Dacă nu aveți, cum am eu aici trecut, adresa de mail pe care e creată această aplicație pe telefonul celălalt, pur și simplu o treceți aici. După ce ați trecut-o aici, apăsați butonul de share. Noi o să alegem direct de aici și când am ales-o, așa a apărut accept pe celălalt telefon. Dăm acceptare și ca să vedem live pe al doilea telefon, intrăm frumos aici. Uitați-vă, ne-a și apărut camera, intrăm pe ea, o să fie live. Dăm aici înapoi. În același timp intrăm și pe telefonul nostru și vedem live și noi. Și vedem live și pe al doilea telefon.